Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns de nerecunoscut în urma intervențiilor estetice. În ultimele poze, aceasta nu mai seamănă deloc cu cea care era în urmă cu 10 ani, ajunsă la vârsta de 42 de ani. Fiica fostului președinte a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Aceasta a apelat dintotdeauna la cele mai noi și mai inovative proceduri estetice, care i-au modificat fizionomia feței în mod vizibil, în ultimele imagini făcute publice. Elena Băsescu apare transformată total de intervențiile estetice. Fiica cea mică a fostului președinte a vizitat de curând o clinică de înfrumusețare, unde a apelat din plin la injecțiile cu botox, dar și la acidul hialuronic. Buzele vedetei sunt cu mult mai voluminoase, iar trăsăturile feței vizibil modificate. Unele voci avizate afirmă că Eba ar fi umblat chiar și la pomți și și-ar fi injectat diverse substanțe, pentru a-i contura mult mai bine. Elena Băsescu are 3 copii. Pe Sofia, 8 ani și 6 luni, și pe Traian, 7 ani, îi are din relația cu Bogdan Ionescu, alias Saida, iar pe micuța Anastasia, 3 ani și 9 luni, din relația cu Cătălin Tomată. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.